că sunt factori de risc majori în evidențierea, în apariția seiilor acute. Patologia duodenală am avut-o manifestată preponderent prin duodenite. La pacienții cu formă pseudotumorală avem și papilite la circa 5% și deformare cicatricială a bulbului duodenal în circa 20%. Virusii hepatici au fost prezenți la circa o treime din pacienții cu pancreatită cronică, preponderent în forma latentă, manifestați prin prezența de hepatită virală B și C și infecția ocultă cu virusul hepatic B. Dislipidemiile le-am avut prezente preponderent în forma latentă a pancreatitei cronice, manifestate prin hipertrigliceridemii la circa 61% din persoane și hipercolesterolemii la circa 40% din pacienți cu formă latentă. Conform slide-ului respectiv, vedem că avem un număr mult mai mare al factorilor de risc la pacienții cu pancreatită cronică, în diferite forme, de la 8,68 recidivantă până la 10,14 pseudotumorală, versus 2,64 la pacienții, la persoane din lotul de control. A fost determinat riscul relativ estimat în intervalul de convidență 95% a unor factori convenționali de risc și am depistat că consumul de alcool conferă un risc de 23,22, tabagism 9,4, hipertrigliceridemie conferă un risc de 66, persoanele care au anamnestic familial de pancreatită cronică au un risc de a dezvolta această patologie de 3,8 ori mai mult decât persoanele care nu au anamneză familială de pancreatită. Referitor la prezența mutațiilor studiate în forma homozigotă sau heterozigotă, vedem un risc mai mare în prezența formei homozigote, preponderent la mutația RSO22C a genului PRSS1. A fost demonstrată prezența elocventă a stresului oxidativ la pacienții cu pancreatită cronică prin majorarea evidentă a indicilor peroxidării lipidice și scăderea evidentă a activității sistemului antioxidant, practic la toți parametrii, printr-o diferență statistică înalt semnificativă. Cu modificări mai evidente la pacienții cu formă pseudotumorală, la care majoritatea indicilor peroxidării lipidice au fost majorat și majoritatea indicilor sistemului antioxidant, activitatea lor a fost scăzută. A fost determinată corelația între unii indici clinico-anamnestici și valorile stresului oxidativ și s-a determinat că există o corelație inversă medie între vârsta și valorile activității sistemului antioxidant la unii parametri și o corelație directă medie între valorile între vârstă și valorile peroxidării lipidice. Indicele fumătorului tabagismul descrește activitatea sistemului antioxidant și aici avem reprezentată o corelație inversă medie între indicele fumătorului și indicele activității sistemului antioxidant și o corelație directă de la slabă până la medie la indicele fumătorului și parametrii peroxidării lipidice. Intensitatea durerii modifică neesențial indicele activității sistemului antioxidant prin scăderea lor și crește neesențial indicele peroxidării lipidice la unele valori ale acestui sistem. Polimorfismul genic, studiat în teză, a demonstrat un număr mai mare de persoane la care sunt mutațiile respective în lotul de pacienți cu pancreatită cronică, dar diferențe statistic semnificative s-au evidențiat numai la nivelul mutației RSO17HCPTRM. Modificări mai specifice, statistică înalt semnificative la nivelul tuturor mutațiilor au fost depistate la nivelul prezenței acestor mutații în forma homozigotă sau heterozigotă și vedem la toate mutațiile la pacienții cu pancreatită cronică mai multe persoane cu variațiile respective genice în varianta homozigotă. Conform datelor din literatură, prezența mutațiilor respective în forma homozigotă crește riscul de a dezvolta această patologie. Referitor la prezența acestor mutații în diferite forme clinice de pancreatită cronică, observăm o prezență mai mare a mutației în 34 ore la pacienții cu formă pseudotumorală și o prezență mai mare a mutației RSO17H la pacienții cu pancreatită cronică latentă. Conform datelor de literatură, este cunoscut că numărul de mutații crește riscul de a dezvolta patologia și vedem prezența a 3 mutații la pacienții cu formă pseudotumorală în 62%, și în 39% pacienții cu formă latentă și recidivantă și prezența a 2 mutații preponderent în formă recidivantă și latentă. Asocierile de mutații cresc riscul de a dezvolta patologia uneori de sute de ori, conform datelor bibliografice. Aici avem reprezentate asocierile de mutații care au fost depistate la pacienții din studiu și la lotul de control, iarăși vedem forma pseudotumorală cu 3 mutații într-un număr mare de pacienți.
Au fost determinate interrelațiile între polimorfismul genic și indicii sistemului oxidativ și s-au depistat modificări statistic semnificative, s-au depistat numai la nivelul heterozigoților cu mutația R122C, la care nivelul de hidroperoxizi lipidici timpurii faza izopropanolică a fost crescut și la nivelul catalazei, cataza a fost căzută. Și la nivelul homozigoților cu mutația N34S, la care nivelul de hidroperoxizi lipidici izopropanolici a fost crescută. Interrelațiile între polimorfismul genic și unii factori de risc și parametri clinico-paraclinici cantitativi care sunt enumerați aici, a depistat diferențe statistic semnificative numai la nivelul heterozigoților cu mutația R117H, la care vârsta de debut a bolii a fost mai tânără, și la nivelul heterozigoților cu mutația R122C, la care pusele de pancreatită cronică au fost mai frecvente. La nivelul parametrilor calitativi s-a demonstrat că heterozigoții cu mutație R117H au mai mulți pacienți la care sunt prezente condițiile nocive de muncă, iar pacienții homozigoți cu mutația R122C au mai mulți pacienți la care sunt prezente dereglările alimentare. Studiul efectuat a relevat valoarea semnificativă a interacțiunii factorilor de risc genetici și non-genetici în calitate de criteriu prognostic al instalării pancreatitei cronice, iar identificarea oportună a acestor factori poate oferi instrumentul potențial pentru evaluarea riscului de dezvoltare a pancreatitei cronice, diagnostic, evoluție și tratament precoce. Deoarece pancreatita cronică pseudotumorală a fost una din cele mai severe forme care a fost luată în studiu, ne-am propus de a dezvolta niște, de a decela niște criterii de diagnostic precoce a acestei maladii. Prin utilizarea, aici avem reprezentat circa 43% din pacienți au suportat intervenții chirurgicale. Prin utilizarea metodei discriminante am reușit decelarea a trei grupe de parametri. La pacienții cu formă pseudotumorală, parametrii clinico-anamnestici, care au fost constituiți de 7 variabile și permit diagnosticarea de pancreatită cronică pseudotumorală în 85,71%, grupul de parametri de laborator constituit de 9 variabile care permite diagnosticarea acestei forme în 90,48% și grupul de parametri determinați prin metode instrumentale care permite diagnosticarea de pancreatită cronică pseudotumorală în 93,75%. Aceste grupe de parametri permit stabilirea diagnosticului de pancreatită cronică pseudotumorală la diferite etape de asistență medicală. Eu vă mulțumesc mult, că permisiunea dumneavoastră nu am să prezint concluziile pentru că sunt în autoreferat. Mulțumesc mult! Se permite și mulțumim frumos că v-ați încadrat în timp. Este foarte important lucrul ăsta. Dacă îmi permiteți, onorată asistență, să vă rog să veniți cu întrebări. Pentru că întrebări probabil au apărut pe parcursul raportului și după ceea ce ați văzut, ați studiat lucrarea doamnei competitoare, probabil întrebări sunt. Vă rog frumos, cine? Cu cine începe? Nu sunt întrebări? Bine. Întrebări precis că sunt, dar cineva le mai formulează. O, deja a apărut. Domnul conferențiar Bezu. Vă rog. Da, vreau să vă felicit cu prezentarea foarte exhaustivă și detaliată. Felicitări mai târziu, da. Până când întrebări. În sarcina dumneavoastră era prima sarcină evaluarea factorilor etiologice. Întrebare, spuneți-mi, vă rog, despre rolul alcoolului, un factor la modă din discuție, da? Care ar fi doza alcoolului exprimată în alcool pur și care ar fi stagii, dacă să numim așa, de utilizarea lui, pentru a-l considera ca atare factor de risc pentru pancreatită cronică? Doar o întrebare, da? Da, mulțumim. Da, vă rog. Domnul conferențiar, întrebarea dumneavoastră ați putea să vă spun că referitor la acțiunea alcoolului în dezvoltarea pancreatitei cronice sunt foarte multe date contradictorii chiar și la nivelul dozei și duratei de folosire a alcoolului. Nu sunt date statistice universale, europene, confirmate prin studii multiple care să verifice care ar fi doza și care ar fi durata de consum de alcool care provoacă pancreatită cronică. Încă de foa a depistat că, primul a depistat că doza și consumul de alcool totuși au importanță în dezvoltarea acestei patologii. Și de foa și căutorii au estimat că ar fi necesar de un consum de alcool de circa de la 80 până la 150 de grame de alcool pe parcursul de la 6 până la 15 ani pentru a dezvolta această patologie. Dar un consens european mai actual a definit pancreatita cronică alcoolică la un anamnestic specific de consum de alcool
și la prezență consumul de alcool mai mult sau egal cu 80 de grame pe zi pe parcursul a mai mulți ani pentru bărbați și mai câțiva ani pentru bărbați și mai puține ani pentru femei. Sigur că sunt niște rezultate foarte contradictorii, dar ultimele rezultate sunt din 2016, un studiu multicentric european care a definit că totuși alcoolul nu este tot timpul factorul major de risc în pancreatita cronică. A fost dovedit că un consum de mai puțin de băutură pentru femei și mai puțin de două băuturi pentru bărbați ar avea chiar un rol protectiv, dar în lipsa altor factori precipitanți de risc. Sigur că depinde de calitate. Depinde de calitate. Mulțumesc? Da, mulțumesc. Mulțumim. Poftim încă întrebări? Da, vă rog, doamna doctor, profesor? Lupașcu Galina. Lupașcu Galina. Da, spuneți, vă rog, că poate nu a fost obiectivul dumneavoastră, în esență, personal, poate din datele de literatură se cunoaște, întrucât în manifestarea oricărei patologii, factorul de interacțiune genică este foarte important, dacă se cunoaște implicarea, interacțiunea genilor responsabile de dezvoltarea pancreatitei cronice, adică interacțiunea acestora cu alte gene implicate în alte patologii. Eu dau seama, probabil, în lotul de astăzi, studii asemenea nici n-au intrat, dar poate din literatură cunoașteți. Asta e una și a doua, adică dacă se cunoaște fenomenul de amprentare genomică pentru manifestarea genilor implicate în pancreatita cronică. Să răspund, doamnă profesor, referitor la întrebările dumneavoastră, referitor la prima întrebare, este cunoscut de literatură că persoanele care au o predispoziție genetică, care fac pancreatite genetic determinate, de obicei suportă acțiunea mai multor mutații genice sau suportă acțiunea epistasiului între mai multe gene. Ce reprezintă fenomenul de epistasis? Fenomenul de epistasis reprezintă capacitatea unei gene de a influența acțiunea altei gene sau mecanismul pe care îl impune această genă în dezvoltarea patologiei. Sunt date certe în literatură că prezența mutației SPINK1, despre care am discutat aici, am raportat în teză, creează un fond foarte favorabil, descrește susceptibilitatea pentru dezvoltarea pancreatitei cronice la mutația genei CPTR. Avem foarte multe mutații ale genei CPTR care nu sunt implicate în pancreatita cronică, care sunt neclasificate sau sunt clasificate ca forme benigne ale acestei mutații genice, dar în prezența mutației în 34S ele provoacă pancreatita cronică. În prezența unei mutații CPTR sau o mutație în 34S SPINK1, riscul de a face pancreatită crește de 500 de ori. Iar dacă avem două mutații CPTR și avem mutația în 34S, acest risc crește de 900 de ori. Adică riscul e evident mai mare decât ar fi. Referitor la a doua întrebare, au fost făcute studii, dar nu s-a dovedit statistic semnificativ că transmiterea mutației de la unul din părinte, de la mamă sau de la tată, ar fi un factor predispozant pentru fenotiparea bolii. Vă mulțumesc! Satisfăcut, da? Mulțumim! Doamna doctor și conferențiar, Fedu Maria. Fedu Maria, Fedu, scuzați. Eu aș avea așa o întrebare. Cum explicați faptul că nu toate persoanele care folosesc alcool fac pancreatită cronică? Și a doua întrebare ar fi, de ce bărbații mai frecvent fac pancreatită cronică? Sărmanii bărbați. Poftim. Doamna conferențiar, toate că noi vorbim și în literatură tot spune că alcoolul este un factor major și cel mai important în dezvoltarea pancreatitelor, totuși a fost demonstrat că numai de la 3 până 10% din persoanele care folosesc alcool sever dezvoltă pancreatite cronice. Adică totuși nu este alcoolul factorul principal și unic în dezvoltarea acestei forme de patologie. Adică apare suspecția că totuși este nevoie de alți factori și unul din factorii principali ar fi substratul genetic în aceste situații. A fost dovedit că sunt anumite mutații genice care singure de la sine nu provoacă dezvoltarea pancreatitei cronice, dar în asociere cu alcoolul sau tabagismul, care sunt ca factori declanșatori. De exemplu, fucosil transferaza sau polimorfismul fucosil transferazei sau mutația G180T a genii CTRC sau grupa de sânge B sau mutațiile polimorfism în genul alcool dehidrogenazei sau aldehid dehidrogenazei sunt factori care
scad pragul de susceptibilitate pentru dezvoltarea pancreatitei cronice în prezența alcoolului, chiar și în cantități mici. Referitor la bărbați, este o întrebare destul de interesantă. Trebuie să recunoaștem că totuși în lotul de bărbați sunt mai multe persoane care folosesc alcool, dar nu numai alcool, iarăși revin la întrebarea respectivă, pentru că paralel cu alcoolul mai vine și tabagismul, de foarte multe ori, mai vin și dereglările alimentare, regimul alimentar, mai vin și factorii nocivi de muncă în care sunt implicați bărbații de regulă. Dar mai este și fonul genetic care e specific pentru bărbați. A fost demonstrat, de exemplu, în studiile efectuate în Statele Unite ale Americii, a fost decelată o mutație genică pe cromosomul X, care se află lângă gena Claudinei 2, care a fost depistată la un număr foarte mare, undeva la 50% din bărbații potători severi care dezvoltă pancreatit cronic. Adică femeile având doi cromosomi X au protecție în cazul în care au mutația respectivă. Bărbații, din păcate, nu au. Adică ei trebuie să exclude factorii care ar putea provoca pancreatit cronic. Și desigur, iar din nou, cantitatea și calitatea. Da. Desigur. Da, mulțumim. Să-ți săcuți, doamna conferențiar Feiu. S-ați săcuți? Da, nu, n-am văzut de am întrebat. Da, mulțumesc. Poftim încă întrebări? Nu văd activ întrebări, dar dacă îmi permiteți, eu am pregătit doar 15 întrebări. Dar depinde cum o să răspundă la primele întrebări, pentru că unele se țin lanț de primul răspuns. În primul rând, aș vrea să știu care sunt criteriile pentru pancreatita ereditară. Unde, cum l-ați, și dacă ați folosit în lucrarea dumneavoastră și cum puteți să explicați acest factor. Una. Da. Eu urmează următoarea. Să vă răspund. Da, vă rog. Referitor la pancreatita ereditară, sigur că au fost genii care se referă, studiate în teză, care se referă la forma respectivă de pancreatita ereditară, gena, mutația genii PRSS1, mutația RS22C. Pancreatita ereditară, ca să fie confirmată, are nevoie de niște criterii stricte. Ca să fie respectat unul măcar din criteriile respective. Adică trebuie să fie prezentă pancreatita argumentată, confirmată, la doi sau mai mulți membri de prima generație, de gradul 1, sau la trei și mai mulți membri de gradul 2 și 3 a unei familii, prin prezența a pancreatitei acute recurente sau pancreatită cronică recidivantă în două și mai multe generații. În situația când nu sunt respectate strict aceste condiții, putem vorbi despre pancreatită cronică familială, dar nu ereditară. Foarte mulțumit de răspuns, dar vă mai întreb un lucru. Vedeți, ținând cont de chipul ăsta genetic, fondul genetic, dați domn profesor Curoști, l-a lăsat toate întrebările, a scos ochelare și cât de atent ne ascultă acum. Deci, cum credeți dumneavoastră, influența pesticidilor, care este o problemă majoră în Republica Moldova, mare problemă, influențează asupra acestui fond genetic, asupra chipului genetic, asupra acestei genii care vine din naștere, din neam în neam. Cum vedeți dumneavoastră sau dacă ați examinat întrebarea asta sau nu? Referitor la factorii nocivi printre care se includ și pesticidele pe care noi le avem în Republică, sigur că ele influențează fondul nostru genetic, dar ele nu se manifestă la nivelul generației la care au fost aplicate condițiile respective nocive. Ele se vor reflecta în generațiile următoare, din păcate. Ce răspuns frumos! Generația următoare. Dar noi ce facem? Rămânem așa cu bagajul ăsta, da? Bun, mulțumesc! Încă o întrebare, deci tot ce... Dar cum credeți dumneavoastră, uitați-vă, în Republica Moldova foarte multe pancreatite avem. Consider că unele sunt influențate anumit de influența pesticidilor, intoxicațiilor cu pesticide. Cum vedeți dumneavoastră problema asta? Cum ați filtrat-o prin pacienții dumneavoastră? Pentru că, uitați-vă, această problemă ne deranjează pe toți din sală și toți din țară până în Parlament. Toți sunt influențați. Nimeni nu este asigurat că nu este influențat de aceste pesticide. Îmi cer scuze că o întrebare cam grea, dar totuși, măcar ce obțin o părere, pentru că asta a studiat o problemă serioasă. Și această problemă, dacă nu avem răspuns astăzi, eu sper că o vom avea pe parcursul următoarelor generații, dacă nu la următoarea generație. Dar vă rog. Dacă vorbim de pesticide, cum ele au fost studiate în teză, la nivelul facultății,
condiții de muncă nocive, unde avem factori chimici, acolo au fost studiați inclusiv și pesticidele și toți factorii chimici care țin de agricultură. Nu trebuie să uităm că totuși suntem în Republica Moldova și noi avem o populație heterogenă, în primul rând. Sigur că avem un fond genetic heterogen venit cu persoanele care au venit în Republica Moldova. Dar desigur că factorii nocivi pe care noi îi avem în țara Moldovei influențează fondul nostru genetic. De aceea, dacă este ceva care ține de noi, de medici, și noi putem să influențăm, suntem gata de face tot. Dar nu ține numai de noi, ține și de organele competente în domeniu. Noi putem să trăgăm alarmă în domeniul ăsta. Mulțumesc. Eu am înțeles că noi sunteți gata să bateți clopotul. Absolut. Adică clopotul se bate când e pojar, când e problemă mare, în sat, în țară, și dumneavoastră sunteți gata să trageți clopotele să se audă peste tot. Mulțumesc pentru un răspuns foarte clar. De fapt, noi suntem obligați cu toții să batem acest clopot, să fim auziți și să primim un răspuns. Cu toate că nu cred că o să primim răspunsul la nivelul ăsta. Deci, ultima întrebare, pentru că altfel sunt și următoare, dar vreau așa o întrebare pentru, iarăși, domnul profesor Curoșchin, precis ca să vă iei la carandaș. Deci, ceea ce ține de un laborator specializat în Republica Moldova, un laborator de stat, unde ar putea fi apreciate pesticidele în lichidele biologic active a organismului uman. Pentru că, iată, lucrarea dumneavoastră era poate și mai interesantă dacă erau examinate la conținutul de pesticide, aceeași urină, aceeași, același sânge și așa mai departe. Avem chiar, dar momentul ăsta nu știu dacă l-ați făcut, dacă, sau dacă măcar cunoașteți în țară așa laboratoare de stat care ne-ar da răspuns la aceste întrebări. Profesor, nu cunosc dacă avem laboratoare care dau răspuns la nivel de pesticide, laboratoare la nivel național, care ar face un screening în populație, pentru că despre asta vorbim acum. Nu despre persoanele care au ajuns la etapa la care de acum au patologie decompensată. Nu a fost scopul studiului, promit că etapa următoare am să mă ocup cu întrebarea respectivă. Mulțumesc, răspunsul scurt. Mai răspundeți la o singură întrebare și gata, am încheiat. Cum credeți, o părere? Avem nevoie de așa un laborator ori nu? Da ori nu? Sigur că avem nevoie, dar avem nevoie și de un laborator genetic, care nu-l avem la nivel național. Mulțumesc. Mai am întrebări, dar nu vreau să vă ocup timpul dumneavoastră. De fapt, eu am dat aceste întrebări pentru că nu le-ați dat dumneavoastră din sală, că știu că le aveți fiecare și aveți și mai multe, dar probabil undeva vă grăbiți și nu vreți să pierdeți timpul. Doamna secretară, s-a mă lipsit de la mine și vrea și ea vreo câteva întrebări. Vă rog. Stimat doamna doctor, am câteva întrebări. Prima întrebare se referă la lotul pacienților cu pancreatită cronică latentă. Este cel mai numeros lot, 41 de pacienți. Ce criterii diagnostice ați folosit pentru a forma acest lot? Prima întrebare. Și a doua întrebare. Printre factorii de risc menționați ai dezvoltării pancreatitei cronice figurează alimentația hiperproteică. Știm din ultimele rapoarte că din multiple probleme alimentare din Republica Moldova este alimentația hipoproteică. Dacă ați putea să comentați cine au fost acei pacienți cu alimentație hiperproteică. Și a treia întrebare ține de acei pacienți care au avut complicații chirurgicale. Ați avut suficienți pacienți și cred că a fost în serviciul de chirurgie. Întrebarea mea este ce biomarkeri informații au fost folosiți în studiu și dacă puteți comentați această întrebare și pe marginea literaturii de specialitate, biomarkeri informații în pancreatite. Mulțumesc! Răspuns, doamnă profesoară, referitor la prima întrebare care ține de formarea grupului de pacienți cu pancreatită cronică formă latentă, sigur că a fost cea mai numeroasă grupă de pacienți, într-adevăr avem multe persoane cu formă respectivă. Criteriile de diagnosticare au fost aceleași criterii conform protocolului clinic național, ca și pentru alte forme de pancreatită cronică, începând de la acuzele pacienților, numai că sindromul dolor nu a fost în primul plan, pentru că el a fost slab manifestat la pacienții respectivi, dar am avut anamnestic respectiv de pancreatită cronică și am avut alte date clinice și paraclinice de laborator și instrumentale conform protocolului clinic național. Referitor la întrebarea a doua, care a ținut de alimentația hiperproteică,
Am depistat și pacienți la care a fost alimentație hiperproteică, preponderent pacienții cu forma pseudotumorală și forma recidivantă, care, suplimentar la abuzul de alcool, a fost și alimentația hiperproteică. Nu am putut să o exclud, pentru că ea a fost și din patogeneza acestei forme de alimentație hiperproteică, nu știm că ea se include în la nivelul fiziopatologiei pancreatice cronice. Referitor la forma pseudotumorală, forma pseudotumorală și biomarkerii inflamației care au fost folosiți în forma respectivă. Majoritatea pacienților au fost din secția chirurgie hepatobiliară Spitalul Clinic Republican. Au fost pacienți destul de grave, după cum ați văzut. Biomarkerii inflamației au fost, în primul rând, nu mi-a permis timpul să prezint toată informația care am avut în prezentarea respectivă. S-a început elementar cu analiza cu hemoleucogramă, care a decelat modificări mult mai evidente la pacienții respectiv prin creșterea nivelului de leucocite nesegmentate a limfocitelor la pacienții, dar și a VSH-ului. Aceștia au fost biomarkerii principali de proces inflamator la pacienții ăștia. Deci, pentru ultima întrebare, așa biomarkerii, tot destul de frecvent utilizați proteina C reactivă, procalcitonină, s-a luat în considerație că s-a evaluat activitatea sindromului de răspuns inflamator sistemic. Mulțumesc de întrebare. Indicii respectivi nu au fost preconizați de la început, de la începutul tezei, de ce ei nici nu au fost propus la toți pacienții în studiu. Mulțumesc. Da. Vă rog, domnul profesor Mihu. Mulțumesc, vă rog, frumos, dumneavoastră, scris din factorii de risc, așa un subpunct, medicamente, antiototropie, da. Mă interesa și a doua, ce înseamnă dereglări alimentare. Care medicamente tot și-aș găsi să vă părere la mea? Care medicamente? Poți să mă întorc la slide respectiv? Da. Aveți tot drept. Da, cele medicamente pancreatotropice care au fost relatate de pacienți. Dacă vorbim de grupul de pacienți cu formă pseudotumorală, avem menționate aici statinile, inhibitori enzime de conversie, metformina, contraceptivele orale, antiinflamatorile non-steroidiene, furosemida, claricida, eritromicina. Iar la pacienții cu lotul de control au fost persoane tinere, deci aici avem în mare parte contraceptivele orale. Consumul de medicamente respectiv a fost în dependență de care medicamente de la câteva săptămâni, 3 luni și mai mult de jumătate de an. Referitor la întrebarea a doua, ce ține de regimul alimentar, regimul alimentar s-a subînțeles regimul alimentar pe care l-a respectat pacientul, referitor la conținutul de lipide, proteine și glucide. Satisfăcut? Da, mulțumim. Încă întrebări dacă au apărut? Atât, ajung. Mulțumim foarte frumos. Acum, după protocol, dacă permiteți, trebuie să dăm citire avizilor parvenite și, dacă îmi permiteți, să ofer cuvântul doamnei secretar a Consiliului Științific, doamnei conferențiar Dumitraș. În dosarul personal al doamnei dr. Radica Bugar sunt prezente avizele examinărilor prealabile ale tezei din cadrul ședinței disciplinei de medicină internă, Departamentul Medicină Internă USMF Nicolae Tăstinețanu, proces verbal din 15 iulie 2016 și al ședinței seminarului științific de profil în domeniul științei medicale 321 medicină internă, specialitate 321-01 boli interne, gastroenterologie, pulmonologie, hepatologie, nefrologie, din cadrul USMF Nicolae Tăstinețanu. Hotărâre numărul 1 din 12 septembrie 2016. În concluzie, remarcându-se că teza elaborată este lucrare actuală, metodologic corectă, posedă importanță teoretică și practică, și se apreciază în anim ca bună, punctajul acumulat fiind 74.
Scopul cercetării a fost realizat pe deplin. Lucrarea este scrisă la un nivel teoretic înalt, formă și stilul expunerii corespund normelor actuale. Teza conține notate științifică, valoare practică și se conformează cerințelor Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova referitoare la tezele pentru obținerea gradului științific de doctor în științe medicale. Conținutul tezei corespunde specialității 321-01, boli ferme, gastroenterologie. A fost recomandată redactarea tezei în concordanță cu cerințele tehnice ale ghidului privind perfectarea tezelor de doctorat și autoreferatelor până la înaintarea tezei spre susținere în cadrul Consiliului Științific Specializat. Plenul a deschis unanim, s-a luat decizia de a recomanda teza doamnei Rodica Bugai pentru susținere în cadrul Consiliului Științific Specializat ad hoc la specialitatea 321-01, boli interne, gastroenterologie. În continuare, menționez că la autoreferatul tezei de doctorat au parvenit 11 avize semnate de Dan Dumitraș, profesor universitar, doctor în medicină, șef disciplină medicală 2, UMF Cluj-Napoca, România, președintele Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie. Maria Duca, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician, rector al Universității Academiei de Științe a Moldovei, specialitatea 162-01, genetică și fiziologia plantelor. Sergiu Matkovski, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef al departamentului medicină internă, șef disciplină de sinteze clinice USMF Nicolae Testimețanu. Владимир Хотиняну, доктор хабилитат в штинце медикале, профессор университет УСМФ Николай Тестимецан. Валерий Страти, доктор хабилитат в штинце медикале, профессор университет Омин Мерит, шеф дисциплины медицины интерны, семилоджи, департамента медицины интерны УСМФ Николай Тестимецан. Виктор Ботнару, доктор хабилитат в штинце медикале, профессор университет шеф дисциплины пульмонологии и аллергологии Департамента медицины интерны УСМФ Николая Тестимецана. Валентин Гудемак, доктор хабилитат в штинце медикале, профессор университет, шеф лаборатор биохимии УСМФ Николая Тестимецана. Наталья Капрош, доктор хабилитат в штинце медикале, профессор университет, дисциплина синтези клиничи, вице-директор в школе докторали. УСМФ Николай Тестимецану. Нинодора Мазур, доктор хабилитат на штинце медикали, профессор университет, дисциплина медицины интерны, семиологи, департаменту медицины интерны УСМФ Николай Тестимецану. Евген Ткачук, доктор на штинце медикали, конференциар университет, шеф дисциплины гастроэнтерологии, департаменту медицины интерны УСМФ Николай Тестимецану. Светлана Капчеля, доктор на штинце медикали, конференциар университет, катедра биологии молекулары и генетика умана УСМФ Николай Тестимецан. Toate avizele sunt pozitive și confirmă importanța științifică și practică a lucrării prezentate, precum și veridicitatea rezultatelor obținute, menționând în concluzie că lucrarea corespunde în integritate cerințelor Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare a Republicii Moldova, referitor la tezele de doctorat, iar autoarea merită conferirea gradului științific de doctor în medicină. Atât. Da, mulțumim. Acum, după protocol, trebuie să oferim cuvântul competitoarei pentru a da răspuns la aceste avize menționate. Eu vreau să mulțumesc din suflet tuturor persoanelor care și-au acordat timpul și au studiat autoreferatul meu și au expus opiniile într-un mod corespunzător. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Acum cuvânt să ofer conducătorul științific domnului profesor Ion Țăvârnă pentru a da o caracteristică acestei lucrări și să-și spună părerea. Vă rugăm, domnul profesor. Mulțumesc.
Mulțumate, președinte, mulțumate, membrii Consiliului Specializat, Sfinții, stimați colegi, zonal auditoriu. Eu, bineînțeles, să mă opresc nu numai spre lucrări, cu toate că aș putea da o apreciere. Avizul meu a fost același pozitiv ca și al dumneavoastră. Și atunci că am ascultat. Dar mi se spune că trebuie să dau caracteristica alte laturi competitoare. Și am să spun, s-a auzit aici foarte bine discursul secretariatului Consiliului. Vreau să spun că prin anii 1992 mi se pare că a apărut la catedră pe atunci Stâmbișoară, dar am înțeles că a prins dorința de a fi medic cristian. Și, într-adevăr, vremea a arătat că dânsa sunt mincios și a îndeplinit planul. A devenit un cristian cu cunoștințe fundamentale care a venit de la biochimie biologică, biochimie, așa am înțeles eu. Păi pe mine asta m-a frapat că a venit de la o catedră fundamentală. Am fost frapat și eu cu tot medicina interna din fundamentaliste. Și mai ales spun, timpul a arătat că pe când eram în mediul academic am avut niște prieteni din studiul de genetică și asta a fost și aceea că am îmbolnăvit-o de această temă, de această studiere, de această cercetare. Deci vreau să spun că astăzi avem în față un specialist în domeniul medicinii interne, un specialist în gastroenterologie, cu succes își îndeplinește lucrul, dar vreau să spun o caracteristică. Disciplina pe care posedă este de invidiat. Muncitoare până sacrificiu. Iată, așa a făcut timpul și multe profesiuni, a devenit, ba, în clinică cu tare, ba, în clinică cu tare, în clinică cu tare. Eu vorbesc mai acum despre doamna doctor Rodica Bogdan, ca specialist în medicina clinică. Acum vreau altă latură științifică. Deci vreau să spun că a posedat și posedă de metode de cercetare. Dacă ați observat, cam prea multe lucrări are acolo, nu sunt multe, dar prea venit în această temă, ea a încercat multe domenii. Ea a lucrat în toate domeniile, de cea internă. Deci a căutat, caută și mereu este în căutare și rezolvare a tuturor problemelor. Nu le face probleme, dar le rezolvă. Eu vreau să spun că acum avem în față un specialist în cercetări. Nu acum, dar în viitor, dânsa va putea pune idei, probleme, să rezolve cu tineretul. Are, este conducător de lucrări de diplomă cu studenții și menționate. Iată, acest moment trebuie de lăudat. Vreau să spun că dânsa a îmbinat lucrul de cercetare cu lucrul de educație. Aici vreau să atrag atenția dumneavoastră că doamna Rădică Bogdan, deci este strict, se îndeplinește strict acest lucru de educație. Studenții care trec prin grupele de educație au note superioare la examene. Deci, nu altcineva, dar eu am făcut o analiză. Greu, dar sunt specialiști pe viitor. Iată, aceste momente importante ce zic și ce țin de aceste latură. Dar mai am ceva de spus. A combinat
viața profesională de educație, de cercetare, cu viața socială, viața de societate. Unde nu a primit, și nu numai când a primit organizaționare, ea este și laborant, și asistent stajor, și asistent, și responsabil de materiale la catedră, mai apoi responsabil de lucruri științifice. Deci, iată, este ușor de lucrat cu așa persoane. Deci, stimați colegi, iată astăzi ce am auzit. A mea părere, o știți, eu sunt alături de ea, de dânsa de lucrare. De lucrare ce ați zis, vreau să atrag atenție la moment. Ar vrea ca această direcție științifică în universitatea noastră să fie dezvoltată mai departe. Este prezent aici șeful de laborator respectiv. Să folosească toate momentele, toate pârghiile de a implica tineretul. Și chiar noi suntem gata să lucrăm, să colucrăm pentru a rezolva multe, multe probleme care au nevoie de rezolvare într-o sănătatea și preîntâmpinarea tuturor maliilor în omenire. Deci, eu vreau să concluzionez că vă doresc și dumneavoastră colaboratori de exemplari pe cei ce ați făcut raport astăzi pe această temă respectivă. Vă mulțumesc foarte frumos! Mulțumim, domn profesor, mulțumim foarte, foarte, foarte frumos. Sigur că după așa o caracteristică puteți să o pierdeți de la catedră. Mai sunt catedre care vor să aibă anume așa persoane cum ați caracterizat-o. Rodica, atenție mare! Deci, după protocol, acum trecem la discuții în continuare și cuvântul se referă la referenții oficiale. Permiteți-mi să ofer cuvântul doamnei profesoare Stan Mărioară, doctor în științe medicale, profesor universitar, venit tocmai de la Iași, de peste Prut, dar mult așteptată la noi, la Chișinău, totdeauna. Mulțumim și vă rugăm! Mulțumesc pentru această frumoasă prezentare. Vă mulțumesc tuturor pentru invitația mea la acest festiv, să zicem, moment al doamnei doctor Rodica Bugai. Îi mulțumesc în primul rând domnului profesor Ion Țăbrână pentru că a avut încrederea și mi-a acordat această onoare să fac parte din comisia de doctorat a doamnei doctor Rodica Bugai. Sunt fericită că sunt aici. Am fost deosebit de plăcut, impresionată de modul în care arată Universitatea de Medicină acum, cunoscând-o de ani în urmă și având o cu totul și cu totul altă imagine, acum când am intrat, am rămas profund impresionată. Și sigur că momentul acesta unic al doamnei Rodica Bugai este deosebit în viața dumnea ei. Am să-mi permit să spun câteva cuvinte referitor la teza de doctorat și o felicit pentru susținerea deosebit de frumoasă pe care a avut-o și completă. Am să subliniez că tematica abordată de doctorantă reprezintă un domeniu de mare actualitate în patologia digestivă, puțin cercetat și dificil de abordat, după cum toată lumea a văzut. Studiul a pus accentul, cum ați observat, pe incidența și polimorfismul unor gene implicate în pancreatita cronică, pe metodele de diagnostic ale acesteia. Conținutul tezei de doctorat se caracterizează într-o acuratețe deosebită a rezultatelor experimentale, o interpretare și o evaluare corectă a datelor, cu importanță teoretică, dar și practică, mai greu la ora actuală, dar dacă veți avea un laborator cu teoretică, sigur că va fi mult ușor. Cercetările meticuloase, argumentate riguros științific de autoare, validate prin numeroase lucrări publicate sau comunicate, au dovedit preocuparea constantă pentru domeniul abordat de mare actualitate.
obiectivele cercetării, criteriile de selecție ale pacienților, metoda de lucru sunt organizate de acord cu standardele actuale de cercetare clinică. Analiza statistică a datelor obținute respectă parametrii actuali și moderni de studiu clinic, ceea ce a demonstrat rigurozitatea științifică și oferă certitudinea unor date reale, bine susținute și relevante prin originalitatea lor. Sigur că ați putut observa de altfel componența acestei tezi, lucrarea bazându-se pe un design al studiului complex, pornind de la examenul anamneză și examen clinic, la examene de laborator de rutină, dar și cele specifice căutării factorilor de risc, prin analiza polimorfismului genetic, prin aprecierea indicilor de stres oxidativ și continuând cu o multitudine de investigații instrumentale. O muncă deosebit de riguroasă și deosebit de întinsă și minuțioasă pe care a făcut-o doctoranta. A reușit doctoranta însă, printr-o abordare complexă și minuțios condusă, să estimeze particularitățile clinico-paraclinice și factorii de risc a diferitelor forme clinice de pancreatită cronică, să evidențieze factorii ereditari genetici în patogenia multifactorială a pancreatitei cronice din rândul populației heterogene din Republica Moldova. Discuțiile și interpretările rezultatelor au fost sintetizate, după cum ați văzut, într-o serie de concluzii care reprezintă o sinteză a celor prezentate și constituie sublinierea valorii practice a studiului. Sunt prezentate concis, clar, răspunzând tuturor obiectivelor propuse. Volumul de muncă deosebit de mare, așa cum spuneam, și modul în care au fost efectuate observațiile, aplicabilitatea practică a rezultatelor obținute de autoare, precum și acuratețea cu care au fost interpretate, dovedesc o deplină maturitate științifică și un remarcabil spirit de cercetător. Sigur că acum mi-am dat și eu seama, făcând o parte de medicină preclinică, medicină fundamentală, biochimia, i-a ajutat foarte mult în cercetarea pe care a efectuat-o. Adăugând la acestea și o documentare apreciabilă la zi, consider lucrarea ca fiind valoroasă și sigur că o propun pentru a fi în vederea obținerii de către doamna doctor Rodica Bugai a titlului de doctor în medicină. O felicit încă o dată pentru munca deosebită pe care a prestat-o, pentru concluziile pe care le are și sigur că nu are ultimul cuvânt spus aici, va mai avea multe de spus pentru că o teză de doctorat e un sac fără fund. Acolo tot timpul mai e ceva de adăugat. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru mulțumim, aici doamna profesor, dar o clipă vă rugăm. Doamna doctorantă vrea să vă răspunde pentru apreciere și pentru munca dumneavoastră depusă și chiar aș fi curios să văd și eu ce o spun doamna doctorantă. Domnul profesor, vreau să-mi exprim gratitudine profundă pentru faptul că ați acceptat de a fi referent la teza mea. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi astăzi. Vreau să vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră acordat studierii acestei lucrări și vreau să vă asigur că nu ne oprim aici. Probabil o să conlucrăm și cu colegii din România. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc și mă bucur că v-am cunoscut cu această ocazie. Domnul profesor a avut cuvinte de laudă foarte importante pentru că vă cunoaște de atâția ani de zile. Eu sigur v-am cunoscut acum cu această ocazie, dar citind teza mi-am dat seama de volumul de muncă pe care l-ați depus. Mulțumim! Mulțumesc. Domnul profesor Curăcichin, referent oficial, doctor habilitat, profesor științe medicale, de nostru. Stimate domnul președinte, stimați membri al Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Analizând lucrarea în proces de susținere astăzi, eu m-am axat mai mult asupra aspectelor genetice și faptul că s-a îndrăznit așa o lucrare într-o patologie multifactorială este un fapt de salutat. Un fapt de salutat. Mai mult,
din punct de vedere al abordării, spun așa, sensul metodologiei cercetării, mi se pare că doamna compozitoare a respectat toate rigorile necesare pentru a genera niște date robuste, credibile, care ar putea sta la baza unor concluzii, eu aș spune, foarte bine argumentate. Foarte bine argumentate prin rezultatele obținute în cadrul analizei a unui volum de date foarte mare. Eu am înțeles din discuție cu doamna competitoare că nici nu cea mai mare parte a intrat în materialul tezei de atare și există o rezervă mare pentru multe publicații înainte. Fără îndoială, tema tezei este una foarte actuală. Este una foarte actuală, ținându-se cont de faptul creșterii incidenței și prevalenței a pancreatitelor, în special în Republica Moldova. În special în Republica Moldova. Ce atrage atenția în lucrare? Pentru mine a fost, nu surpriză, eu aș spune un fenomen plăcut de descoperit că s-a reușit demonstrarea unor asocieri foarte clare între polimorfismele genetice și formele clinice, ceea ce ar sta la baza unor direcții de cercetare în domeniul geneticii moleculare, poate și a epigeneticii, care ar aduce la o predicție clară în evoluția clinică a diferitor forme de pancreatite din start. Din start, la etapele foarte precoce. Da, aceasta ar duce foarte lesne la personalizarea tratamentului. La personalizarea tratamentului în funcție de anumite profiluri genetice. Însă, deci, aș privi această lucrare ca un început, ca un început a unei direcții mari și importante în domeniul gastroenterologiei. Din raport m-am mirat un răspuns care l-a dat doamna conductoare Bugai că unele asocieri genetice, din cele analizate, chiar din cele analizate, trei polimorfisme, ar crește riscul pancreatitelor cronice din 900 de ori. Ceea ce ar însemna că noi suntem aproape de un instrument care ne-ar permite identificarea persoanelor cu risc enorm de mare de a face aceste maladii. Chiar în populația Republicii Moldova. La fel, în discuții a sunat, da, s-ar dori un laborator de genetică. Vă invit în laboratorul nostru, deja avem tehnologii de analiză genetică, care ar putea acest volum de analiză să-l fac, eu aș spune, poate în 2-3 săptămâni, cu tehnologiile moderne, cu utilizarea tehnologiilor moderne. Și noi am putea, în viitor, să mărim și locul de cercetare, să raportăm la ce se face în întreaga populație, astfel, continuând lucrarea începută. Fără îndoială, lucrarea întrunește toate rigorile înaintate de către CNA față de lucrările ce pretind la titlul științific de doctor în știință. Și evident că doamna conductoare Rodica Bugai merită acest titlu ca rezultat al muncii depuse, ca rezultat al cercetării calitative realizate pe parcursul a mai multor ani. Istoric vorbind, domnul profesor Țăbârnă prima dată s-a vorbit despre această teză, despre ideea acestei lucrări, dacă nu mă înșel eu, în anul 2000.
11. Da? Mai devreme, chiar mai devreme. Deci, eu mă abțin de la felicitări. Se spune că felicitările sunt bune după momentul de votare. Însă, apreciez foarte înalt și efortul, și perseverența, și corectitudinea în abordarea problemei din partea doamnei conducătoare și din partea conducătorilor și consultanților. Încă o dată, în concluzie, permiteți-mi să repet. Conducătoarea, fără îndoială, merită titlul de doctor în științe medicale și lucrarea corespunde în tocmai cerințelor CNA în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnul profesor. Doar o clipă. Competitoarea vrea să vă aducă recunoștință. Mulțumim pentru... Domnul profesor, mulțumesc foarte mult că ați acceptat să fiți referenți. Știu că sunteți foarte ocupat în timp, dar vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Vă mulțumesc mult pentru aprecierea tezei și vă mulțumesc foarte mult pentru suportul pe care mi l-ați dat pentru teza următoare. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu. Mulțumim, domnul profesor Curușchin. Onorată asistență, permiteți-mi să declar discuții deschise și pe larg asupra acestei lucrări. Toată lumea are dreptul la întrebări, la discuții, la aprecieri, în afară de membrii Consiliului Științific Specializat, care se vor expune individual fiecare, doar după o mică discuție, cei din sală. Vă rog foarte frumos, cine dorește să ia cuvântul? Nu toată lumea odată. Așa? Bine. Totuși am înțeles, dacă îmi permiteți să trecem la următoarea etapă. Deci, să permitem, deci, ținând cont de faptul că discuția liberă s-a încheiat aici, trecem la prezentarea membrilor Consiliului Științific să-și expună fiecare în parte părerea asupra noutății, valorii științifice și aplicării în practică a tezii. Doamna Dumbravă are, doamna profesor Dumbravă, membru Consiliului Științific, om emerit, are plăcerea și onoarea să ne prezinte valorile acestei lucrări. Încetişor, doamna profesor. Bună ziua, stimate președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată audiență. Teza de doctor științe medicale, prezentată de doamna Radica Nugai, cu tema Statutul clinică paraclinic și polimorfismul genetic în pancreatită cronică, posedă autoritatea indiscutabilă. Ultimele decenii se caracterizează prin creșterea, la nivel global, a morbidității prin pancreatitele cronice. La fel și în Republica Moldova nu face excepție de la această tendință. Prevalența pancreatitelor cronice variază de la țară la țară și în structura bolilor digestive se înregistrează în limitele 5-9%. Rata la pacienții cu pancreatitele cronice depășește cu 30% de ceilalți în general. Un aspect important al problemei constă și dificultatea diagnosticului precoce, în special a formelor latente de pancreatit. Încă sunt puțin studiate factori de risc cu impact asupra apariției și progresării maladiei. Necesită a fi studiat rolul factorilor stresului oxidativ, a tulburărilor sistemului antioxidant la dezvoltare pancreatitelor cronice și a diferite forme de boli. În ce primește polimorfismul genetic la pacienții cu pancreatită cronică? În literatura mondială sunt foarte puțin cercetări consacrate acestui aspect. Pentru Republica Moldova, lucrarea prezentată este una de pionierii, grație studierii polimorfismului genetic în pancreatitele cronice, mai ales că a fost analizat în interacțiune cu parametrii clinică paraclinici la bolnavi cu diferite forme de pancreatită cronică. După cum a fost menționat anterior de către referință oficială, teza pancreatitare. Vreau să accentuez atenția dumneavoastră asupra numărului mare de persoane incluse în studiu, un material clinic de 200 persoane, dintre care 100 de persoane sunt sănătoase. Autorul studiat cele mai răspândite forme de pancreatită sau pus-propus 5 obiective care autorul realizat în mod excelent.
este dimensionat elucidarea anumitor factori de risc care contribuie la dezvoltarea diferitor forme de pancreatită, interacțiunea lor cu polimorfismul genetic. Deja vorbim a dezechilibru în sistemul antioxidant. Autorul a reușit să stabilească interrelațiile dintre diferite forme de boală, parametrii sistemului polimorfos și polimorfismul pancreatită cronică. Acest factor au o importanță majoră atât în diagnosticul precoce al pancreatitei cronice, cât și pentru aprecierea prognosticului acestei. Concluzie, în număr 7, sunt logice, deși în opinia mea sunt prea vaste, numărul 1, 5. Reiese aceste concluzii logic din subiectul studiat în lucrare. În afară de importanță științifică, evident, menționez valoarea practică a rezultatelor care sunt importante pentru diagnosticarea precoce a formelor latente de pancreatită cronică. În cazuri de diagnostic dificil, în special la membrii familiei pacientului cu pancreatită cronică, este necesară completarea anamnezei și examenul clinic minuțios cu determinarea parametrilor sistemului oxidativ și antioxidant și a markerilor genetici. Considerăm că această abordare trebuie popularizată printre medici, indiferent de specializarea lor. În concluzie, vreau să subliniez că teza de doctor în științe medicale, Lumina Radica Bugaia, reprezintă o lucrare originală, bine structurată, finalizată, care posede valoarea științifică-practică și deschide noi orizonturi în diagnosticul și prognosticul pancreatitei cronice. Autorul Rudica Bagai este un savant famat, a publicat la tema tezii mai multe 50 de lucrări științifice, a prezentat rezultatele cercetării în diferite forme științifice din țară și peste hotare. Teza domnului Rudica Bagai corespunde tuturor cerințelor și poate fi recomandată Consiliul Național de Atestare și Acreditare pentru conferirea gradului științific de doctor în științe medicale. Vreau să felicit conducătorul științific, profesor Ion Țibârnă și consultantul științific, profesor Nicolae Barbacaru, pe toți colaboratorii catedrii unde activează domnul Radica, la fel și membrii familiei cu finalizarea atât de frumoasă a lucrării asupra tezei. Tuturor cer prezenți în sală, le doresc multă sănătate, prosperare, le realizez și mulți ani înainte. Mulțumim foarte frumos, domnule profesor. Cred că aș da cu încetișor. Următorul membru al Consiliului Științific Specializat, domnul profesor Bivo. De patologia pancreasului iau nu prea țin minte ca să se ocupe internist și în ultimii ani. Dar la profesor Dumbrava. Am avut noi teză în ultimii 5-6 ani în Republica Pancreasului. Nu. Nu cunosc în pediatrie ce se întâmplă, iarăși nu prea. Deci patologia pancreasului ca atare s-a predominat în studiul chirurgilor care bun abordează pozițiile deci pancreatitei acute și poate celelalte aspecte. De aceea, audind așa o teză realizată exemplar care a făcut-o doamna Rodica Bugai, este un gând de felicitare din stat prin ceea ce a realizat. Dar ce a realizat în fond?
putem de oprit numai la factori etiologici, care analiza factorilor etiologici și țin de această patologie. Nu ea ca fiind biochimică în sânge, din start, când a fost deci angajat în Universitatea de Medicină, s-a gândit că trebuie de făcut și aspectele de peroxidare a lipidilor și sistemul antioxidant de examinat. A făcut lucrul acesta din minune. Nu și aceasta a fost insuficient. Adică a vrut să studieze mai profund deci alți factori care contribuie deci, la declanșarea acestei patologii, chiar de la vârste mult mai tineri și chiar din perioada pediatriei. Și aici a efectuat acest studiu de minune și a realizat. Ce constat eu de pozițiile care mă aflu? Da, gastroenterologia, sigur că și internistica cu rezultatele acestei teze are de să bucura. Dacă atare, teza aceasta este realizată pentru medicina primară, pentru medicina de familie. Fiindcă cine contactează cu copilașii, cine știe familiile, cine știe de unde se trage patologie din fiecare familie, care este predispunere inclusiv genetică. De aceea, doamna Rodica, pe rând recomandările practici care și le-ați făcut de implementare deci, în instituțiile de staționar gastroenterologice. Deci n-ați făcut-o și vă recomand să faceți lucrul acesta și pentru asteasa medicală primară, pentru că asta e problema asteasa medicală primară. De acolo, vă zic că oamenii aceștia se pun pe conveier de la vârstă precoce, care trebuie însă voiajul lui de viață să aibă recomandările respective, este predominare genetică, vreau să zic că de cei factori de risc care pe parcursul vieții pot să se mai întâlnească și vreau să zic că care trebuie să fie foarte atent ca să nu să ajungă la problemele chirurgicale, fiindcă noi toți cunoaștem. Eu zic așa, Dumnezeu sau natura a găsit localizarea pancreasului atât de minunat în organism, ca să fie păzit de factori mecanici, termici, vibraționali și așa mai departe. De ce? Pentru că e un organ extraordinar de sensibil pentru diferite deci, influență. Și populația trebuie, în fond, să fie, hai să zic așa, familiarizată din tinerețe, din familie, cu respect să se atârnă față de acest organ. Deci, care e atât de sensibil, atât de finuț pentru viața fiecărui om. Nu vreau să mă repet, pentru că diminuie referenții oficiali și dați voie, doamna Dumbrava, să vă fac așa o ziiță în gastroenterologia Republicii Moldova. Da? V-a făcut, deci, această expertiză foarte frumoasă a acestei teze. Cincizeci de lucrări publicate, atâtea premii, atâtea raportări la deci, foruri internaționale și forul Republică. Este un lucru enorm realizat. De aceea, domnul profesor Țăbărnă, fericite și aplicăciuni, să aibă și alții noroc de astfel de doctoranți. Dar să vă mai spun eu două cuvinte de doctorat. Mi-a fost în grupă, fiind el la pediatrie, mi-a fost în grupa mea la internist. De atunci urmăresc ca un intelect puternic în medicină și nu numai, atât mai mult s-a mai învelit în anii aceștia cu atâtea alte instruiri, a fost o studentă eminentă, serioasă, bine punctată în calea vieții și nu este o doctorantă care a pus teza de disertație la 3 ani după absolvirea Universității de Medicină, dar o face după ce s-a format și un clinician bun, vast. Deci,
de aceiași studenții care absolvesc, o fac o primă la examen de stat și examen de evaluare. Felicitări! Nu zădare, hai să zic așa, cu multă atenție, v-am urmărit și nu înțelegem de ce nu ieșiți la susținere, dar acest act s-a realizat astăzi în ștept. Fac un pronostic. Că teza aceasta de Consiliul Național de Atestare și Acreditare nu numai că va fi confirmată și îi va fi gradul de doctor în știință adus doamnei Udica. Teza aceasta va fi înaintată și pentru concursul la teză de excelență. Felicitări! O mică remarcă, domnul profesor. Doar o mică remarcă. De asta a spus că a fost. Dar a rămas? În suflet. Și numai în suflet? Da, felicitări. Și a rămas în continuare, am înțeles. Mulțumesc. Mulțumesc. Permiteți-mi, onorată asistență, să continuăm, să oferim cuvântul doamnei profesor Lupașcu Galina, membru al Consiliului Științei Specializat, doctor habilitat în biologie, profesor, cercetător, om emerit, laboratorul de genetică aplicată al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor Academiei Științei Republica Moldova. Stimat domn președinte, stimați membri ai Consiliului Specializat, onoarea ta asistență. Eu, desigur, sunt din alt domeniu, dar este o oarecare afinitate între activitățile noastre, fiindcă eu sunt specialist în domeniul imunogeneticii plantelor, dar vreau să zic că lumea organică are același traseu de la codul genetic până la manifestarea unui caracter și de ce partea genetică minimă a fost complet înțeleasă. Eu nu o să mă opresc la aspectele clinice, ceea ce ține de aspectele cu medicale, fiindcă aici sunt personalități notorii, mult mai versate în domeniu. Dar o să mă refer la acele aspecte care țin de definitivarea lucrării de aspectul științific. Eu am citit cu un mare interes lucrarea și am văzut că sunt respectate absolut toate criteriile conceptuale, toate reperele de referință necesare în unei tese de doctor în știință, acele cerințe înaintate de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare a Republicii Moldova. Am în vedere, sunt bine definite actualitate, teme, descrierea situației în domeniu, scopul, obiectivele, metodologia amplă, apoi, prin publicarea lucrărilor, rezultatelor științifice la diverse foruri științifice naționale și internaționale de prestigiu, prin publicarea acestora în reviste prestigioase, am constatat, m-am convins că rezultatele au fost validate de către specialiștii notori. Desigur că orice lucrare științifică este importantă nu doar prin ceea ce obține, dar și prin acele întrebări care sunt puse. Și doamna Rodica, în lucrare dumneaei, a pus un șir de întrebări, aș numi întrebări, uși deschise pentru alte teze. Eu am vedere teze care pot fi cu brio înaintate în direcția geneticii medicale, în domeniul fiziopatologiei, în domeniul biomedicinii. Eu am avut o experiență nu prea îndelungată de lucru în cadrul universității dumneavoastră. Am predat cândva biologie moleculară și genetică umană aici și citind lucrarea aceasta eu am avut mari regrete când predam tema tipul de mutații și am idee în special mutații punctiforme. De ce atunci n-am știut și n-am predat studenților acele momente pe care doamna Rodica cu atâta frumos a descris în review literaturii modelul paternul când printr-o simplă schimbare tranziție de tip adenină-guanină și în loc de arginină se formează chisidină duce la schimbarea unui aminocid și iată tocmai această schimbare aminoacidică a dus la acumularea tripsinogenului care a declanșat mai departe niște mecanisme de autolizare a țesutului
pancreatic. Un exemplu foarte frumos și mi-a plăcut că eu nu numai că am examinat teza aceasta, dar am învățat foarte mult din ea și mă simt și eu mai bogată. Consider că ziua de astăzi este o mare sărbătoare atât pentru doamna Rodica, atât pentru conducător, consultant, pentru Universitatea de Medicină, fiindcă, în opinia mea, susținerea tezii este un eveniment foarte mare în viața fiecărui om. Cum este căsătoria, nașterea copilului, am vedere că, desigur, poate într-o oricare măsură nu poate fi ridicat la nivelul acesta, dar oricum este o sărbătoare și o zi care se memorizează pentru întreaga viață. Este ca un, cum se zice în biologie, este un ciclu celular, sunt anumite puncte de restricție, declanșare sintezii definitivare, iată și așa. Și în sensul acesta și pentru doamna Rodica, eu sunt sigur că ziua de astăzi va fi un punct de restricție, iată, până a susține teza, după ce a susține teza. Eu încă o dată vreau să o fericit și vreau să fericit pe toți cei prezenți și să urez succese mai departe. Mulțumim, doamna profesor. Da, sigur, sunt pentru aceea, pentru asta e partea pur formală de acordare gradului științific de doctor în științe medicale. Mulțumim pentru apreciere. Următorul, vreau să oferim cuvântul domnului profesor Micu Ion, membru Consiliului Științific Specializat, doctor habilitat în medicină, profesor în universitate, Institutul Mamei și a Copilului. Profesor, vă rugăm. Stimați președinte, stimați membri ai Consiliului Specializat, onorat asistență. Desigur, vreau să vă spun că ați luat o temă extrem de greu, că noi, ca specialiști, și eu foarte mult lucrez în domeniul acesta și tot mă gândesc, când odată să începem și noi studiem o pancreatită, o afecțiune pancreasă. Dumneavoastră foarte bine ați descris în ultimii 10 ani. Da, a fost foarte atent. Și de acord, dumneavoastră, da, afecțiunile pancreasului sunt foarte tare în creștere. Ultima dată chiar a fost criticat și în OBS, îi spune și atât de pancreatite aveți în Moldova. Însă vreau să vă spun desigur că studiul dumneavoastră care l-ați făcut, sunt foarte multe probleme care le-ați spus și desigur și pentru noi. Ați dat în așa o remarcă, am citit foarte atent, a spus că 245 de incidențe la copii și 253 la maturi. Și ați mai dat că în India sunt multe cazuri, 114 până la 200 de cazuri. Spune întrebare serioasă, vedeți că la noi nu știu ce ultima vreme se vorbește de pesticide care îți părut, de alcoolism, suntem cei mai bine, de, cum să de fumat, dar vă spun, s-au făcut diferiți factori. Pesticidele au plecat, alcoolismul stă să bem cât mai puțin și poate ceva mai sănătos, de am trecut, cum să spune, că spune așa abordare, în Franța tot bevă, înțelegeți, vin, nu bevă alcool și nu e chiar așa, vedeți, Europa nu așa de răspândit pancreatit aceasta. În India n-am prea auzit, acolo atât așa alimentar este bună că tot procentul e mare. Adică, întrebarea care constă între ceea ce dumneavoastră ați demonstrat? Că, desigur, anume, ca și criteriile care sunt din Spegan din 2012, foarte mare rol să atrage, nu se mai trage atenție la milazele, pază, la studiile astea care dumneavoastră, desigur, ați făcut acolo ce ați putut, ce n-ați putut. M-au dat atâtea examinări de costisitoare, dar v-ați oprit anume la examenul genetic. Și m-au dat foarte atent. Desigur, poate dumneavoastră în gama asta multifactorială care sunt de factori, v-ați oprit la unii factori, dar ei spun la drept vorbind, slămea că ultima lecție care eu tot am citit-o la altele la studenți, în pancreatitele acute, factorul idiopatic 35%. Eu sper că acolo mai mult cred că e genetic. La pancreatită cronică, care noi, păreri de rău, în pediatrie, o punem cazuistic, dar eu gândesc că anume formele este latente, formele este recidivate. Sunt bolnavi care, păreri de rău, vin la noi 5, 7, 10 ori și noi nu știm să le spunem care caută. Adică dacă noi scoatem criza cerpii 3, 5, 7 zile, desigur bine. Dar anume că studiul acesta care dumneavoastră l-ați făcut, nu interzește și criteriile care sunt internaționale,
spune că noi trebuie să lăsăm analizele de rutină care sunt, dar să mergem în domeniul sau genetic, dar de ce? De ce? Că, desigur, ați făcut un lucru colosal. Anume, îți dă frică când faci acest studiu, polimorfismul genetic. Parcă logic că el trebuie să fie strict, dar polimorfismul genetic îți spune și corelarea care ați făcut-o cu clinica, desigur, a să eschiveze foarte multe probleme. Însă vreau să văd că când ați făcut și grupa de control, vedeți tot multe întrebări, că mi-ați făcut o teză colosală, dar care ați lăsat multe întrebări, care eu sper că trebuie studiat mai departe. Când ați studiat, ați luat grupa de control și grupa pancreatit cronică, uitat la genele este Sphinx 1, la cei sănătoși 78% polimorfismul. La aici bolnavi 76%. Adică asta spune că în afecțiunea pancreasului probleme destul de serioase sunt care, desigur, nu pot fi abordate în așa o teză ca dumneavoastră asta s-a prezentat și cu, cum se spune, cu succes și multe întrebări care le-a spus. Pancreasul, vreau să spun, el are o istorie foarte importantă, foarte, cum se spun, și foarte des le spun la medici, când citești o lecție, îi spun întrebări, ce înseamnă pancreas? Mă și n-auzi la doctor ce înseamnă, sau la studenți ce înseamnă pancreas. Eu vreau să spun că asta vine o denumire destul de frumoasă latină, de la două sintagme, adică vine la cuvântul pan, sfânt și creas creatorul. Nu degeaba 5.000 de ani în urmă, sau poate și mai mult, s-au dat denumirea cum a spus domnul profesor, o glandă protejată, acaparat, adică de ce studiul care desigur azi au fost, vreau să mă refer la toate capitolele, vreau să spun că desigur ați făcut o muncă foarte colosală, în afară de studiile care au fost, dumneavoastră ați făcut și o corelare între polimorfismul și toate formele clinico evolutive sau clinico-paraclinice care le-a studiat, da, noi știm toate formele astea. Dar gândesc prin polimorfismul ăsta genetic care a să fie, noi știm și același polimorfism care îl avem în mucoviscidoză sau în fibroză cistică, cât e de greu, sunt 700 de mutații ca să pui așa o diagnoză. Eu gândesc că dacă noi vedeți procentul, incidența asta mare, 245-253, înseamnă că mai sunt o sumedenie de factori, stresul, diferite maladii sistemice, diferite reflurările astea care sunt dischineziile sfincterului, adică până să vedeți, nu știu cum poate să la diferite dereglări pancreace. Desigur, dacă ați dumneavoastră să luăm perspectivă, părerea mea, o leacă mai larg factorii care, desigur, în lucrările de astăzi nu ați putut să o prezentați, atunci eu gândesc polimorfismul, nu mai este trei geni polimorfism care sunt, dar ele sunt o sumedenie care o să fie și eu gândesc că noi, în pediatria, să luăm anume, dacă noi îmi faci regulă din copilărie, atunci dumneavoastră gândesc ca să le dați voi la ăștia maturi să bie și alcool, și să fumeze, și să trăiască. Înțelegi de ce? Noi nu trebuie să facem. Știți că, gata, că alcoolul e și prima și ultima stadie, mai ales în Moldova. Înțelegeți? De atâta am rugăminte, când mai scris de alcool, ori scris entități, ori scris, cum a dat domnul, o întrebare foarte bună, de care grade. Dar eu socot că alcoolul care este la noi în Moldova nu poate să ducă la așa dificultăți destul de serioase. Eu din partea mea sunt de acord cu toți colegii care au vorbit, sunt pentru și sper să ne ajutați când noi să începem o colaborare la început cu polimorfismul, ca să primim la dumneavoastră o mică consultație. Vă doresc succes. Domnul profesor, vă rog să apreciați lucrarea. Eu sunt pentru. Da. Bine, am înțeles. Pozitiv. Da. Domnul profesor Mișin, doctor habilitat, profesor, cercetător științific, care analizează foarte multe lucrări și sper să îndeie analiză amplă la lucrarea noastră de astăzi. Vă rog, domnul profesor. Da. Domnul președinte, când vom să dați mai educație științific, noi lucrăm două ori, practic, și în perioada de dumneavoastră foarte scurt. Scurt.
И результатом студии тезия авторефилата Шурукреи публикатива тема тезия Дорни Бухайра Дика от фиформулатор моторика в Лузе. Тема тезия Хола Твинка Ницената Детенденция по препаранию и терминарии весело факторы у Телузик Женечич, Шпизмон Женечич и инсталария панкреатики Кончинс. Методи лечицей сум контепарани, что репрезент стандарт Денисиград, Демистигария и студия аналогичи. Объективы и конклюзии, что рекомендуют практики, формулат интеза сум Дериичи, Валория практика результата в обсноте, если и дискутатор. Концовно тут есть корреспондент специалитетчий три сути душ, уна пункт, но зеро уна поле интерн. И конклюзия. Из Домни Бухара Дикат, репрезентовал в Украине чинала Финисата, что республики Черенцева консилиума национал диакритария диатистария и на интернете Петро Тези, доктор Кишнинца Бухара. Domnul profesor, mulțumim foarte frumos. Am înțeles că este o plăcere pozitivă, pe deplină și poate fi introdusă. Mulțumim foarte frumos. Acum permiteți-mi să ofer cuvântul doamnei conferențiar, secretarul științific al Consiliului de astăzi, doamnei Dumitraș Tatiana, conferențiar universitar. Vă rog. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific, onorată asistență, teza doamnei doctor în științe medicale Radica Buga este o lucrare științifică actuală, atât din punctul de vedere științific cât și practic, fiind rezultatul unei munci, aș spune eu, titanice. Din punctul meu de vedere, unul din cele mai importante momentele acestei teze este pentru viitor screening-ul genetic, în special în cazul pancreatitelor cronice latente și deschiderea spre viitor a posibilității unui management personalizat în pancreatitele cronice. În același timp menționez că doamna doctor a inclus în șirul factorilor de risc nu doar cunoscutul abuz de alcool, alimentație hipoproteică, hiperbifidică, dar și tabacismul, argumentând acesta din punctul de vedere patogenetic prin procese de peroxidare lipidică. În concluzie, menționez că lucrarea doamnei dr. Odica Bugai, statutul clinic, paraclinic și polimorfismul genetic în pancreatită cronică corespunde cerințelor Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare a Republicii Moldova referitor la teze de doctorat, iar autoarea merită pe deplin conferirea gradului științific de doctor în medicină. Mulțumim foarte frumos! Rog să luați loc și acum, deci dacă îmi permiteți și mie, doar foarte pe scurt, într-adevăr, domn profesor Mișa a atenționat că lucrăm 2 ore, dar aș vrea să recapitulez că totuși de toți membrii Consiliului Științific, recenzenții oficiali și neoficiali, s-au expus în favoarea lucrării doar pozitiv și toți au înaintat această lucrare pentru a susține acest grad de doctor în științe medicale a competitoare, ceea ce susțin și eu întocmai. În afară de aceasta, în dezbatere, lucrarea rămâne foarte interesantă, destul de actuală și sper că acesta va fi un reper a multor lucrări în continuare, care în scurt timp sper că vor lua start, vor lua început și vom fi martori a altor lucrări. Totodată, aș vrea să permit acum, dacă cu permisiunea dumneavoastră, să oferim cuvântul competitoare pentru a mulțumi membrilor, de ce? Acum, răspunsuri, de fapt. Acestea răspunsuri la ceea ce i s-a spus, da? I s-a apreciat lucrarea. Da, vă rog, și după aceea să trecem la următorul punct. Vă rog. Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care s-au inclus în studierea tezei, pentru timpul acordat, pentru aprecierile pe care le-am primit, pentru ideile noi pentru viitor și să vă asigur că finalizarea acestei teze este un nou început pentru următoarea. Mulțumesc mult! Foarte pe scurt, laconic și clar. Mulțumim și noi!
La rândul meu, permiteți-mi să trecem la următoarea etapă, ceea ce ține de vot deschis, prin, conform hotărârii CNA din 3 noiembrie 2013, membrii Consiliului se decid prin vot deschis asupra conferirii gradului științific. Deoarece această procedură era prin vot închis cu comisii de numărătoare. Acum eu vă rog, membrii Consiliului Științific Specializat, să votăm această... Cine pentru, vă rog, ridicați mâna. Nu, numai membrii Consiliului Științific. Deci, unanim. Contra? Deci s-a obținut nimic. Deci, de aceea, încă o dată vorbesc cu, când am zis unanim, sigur că decădea restul, dar am fost obligat să numesc. Da, mulțumesc. Deci, următoarea. Cuvânt se oferă secretarului științific, secretarul științific, pentru a da citire proiectul de hotărâre și am să rog să citească doar decizia, pentru că altfel 4-5 pagini mai durează vreo 30 de minute, n-ar fi de dorit. Dar vă rog. Stimate domnule președinte, stimați membrii Consiliului Științific Onorată Asistență, în baza raportului prezentat de doamna Bogaia Rodica, recenzilor, referenților oficiali, doctor în medicină, profesor universitar Stan Mărioara și doctor habilitat în medicină, profesor universitar Curăcin Ghenadi, asupra tezii statutul clinicul paraclinic și polimorfismul genetic în pancreatită cronică, specialitatea 32101 polimorfie gastroenterologie, avizelor pozitive ale specialiștilor de notorietate în domeniu, precum și a discuțiilor din cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat, se decide de a califica teza drept o lucrare științifică originală, complet finalizată, care abordează inovativ pancreatita cronică. Studiul a evaluat amplu spectrul factorilor etiologici în diferite forme clinice de pancreatită cronică, cu un accent deosebit pe factorii genetici de risc, manifestările clinico-paraclinice, prezența polimorfismului genic, parametrii peroxidării lipidice și ale activității antioxidante în fază hexanică și izopropanolică. A fost confirmat faptul
панкреатита cronică este o maladie polietiologică cu implicare diverșilor factori genetici și non-genetici, frecvența majoritară fiind deținută de patologie biliară. Implementarea științifică a unei teze de doctorat este posibilă numai cu condiția unei îndrumări științifice de calitate realizate cu profesionalism și exigență și a unor condiții adecvate necesare desfășurării activității de cercetare specifice temei abordate. Îmi exprim gratitudinea față de Alma Mater, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu, în care mi-am făcut studiile medicale și unde activez ulterior pe parcursul la mai mulți ani. Aduc sincere mulțumiri rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie, domnului profesor, academician Iona Babi, Departamentului Știință și Doctorantură și întregului colectiv academic. Vin cu mulțumiri în adresa Spitalului Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail și secției de chirurgie hepatobiliopancreatică Spitalului Clinic Republican pentru oportunitatea ce mi s-a oferit de a studia pacienții din secțiile respective. Țin să mulțumesc tuturor profesorilor mei care mi-au dăruit cu dărnicie din cunoștințele lor și care au clădit în mine dragostea și respectul pentru medicină, insuflându-mi curiozitate și dorința vie de a căuta mereu adevărul și de a crește în plan profesional. Deosebită recunoștință datoresc conducătorul meu științific, domnului profesor universitar Ion Țăbârnă, distinsă personalitate recunoscută în domeniul medicinii, atât în calitatea sa de îndrumător științific, cât și de îndrumător moral în finalizarea acestei teze, pentru tot sprijinul și ajutorul acordat pe parcursul întregii perioade de cercetare și elaborare a tezei de doctorat. Prin profesionalismul său de înaltă ținută academică, prin tactul pedagogic, răbdarea, înțelegerea, cât și prin cunoștințele împărtășite, încurajarea permanentă și îndrumarea pe etape succesive în care m-a susținut, inclusiv în momentele dificile, domnia sa a avut o contribuție importantă în elaborarea și finalizarea acestei lucrări. Doresc să aduc mulțumiri consultantului științific, domnului profesor cercetător Nicolae Barbacar, renumit om de știință la nivel internațional în domeniul geneticii, pentru aportul pe care și-l-a adus în realizarea acestei teze, îndrumarea, răbdarea și amabilitatea lui. Vin cu mulțumiri în adresa președintelui Consiliului Științific Specializat, domnul profesor Nicolae Boduc, distinșilor referenți din componența Consiliului Științific, domnul profesor Mărioara Stan, domnului profesor Ghenadi Curucșchen, tuturor membrilor Consiliului Științific Specializat, domnul profesor omimirit Vlada Tatiana Dumbrava, domnul profesor omimirit Galina Lupașco, domnul profesor Grigore Vivo, domnul profesor Igor Mișan, domnul profesor Ion Mihu, pentru răbdarea cu care au analizat lucrarea prezentată, timpul acordat, precum și pentru sugestiile formulate. Doresc să-mi exprim gratitudinea față de toți membrii Consiliilor de Evaluare la diferite etape de susținere a tezei, pentru sfaturile și sugestiile oferite. Respectul și mulțumirile mele se îndreaptă către toți cei care, direct sau indirect, prin încurajări, sugestii și critici binevenite, au contribuit la realizarea acestei teze științifice, m-au susținut și ajutat la finalizarea ei. În final, dar nu în ultimul rând, mulțumesc din suflet familiei mele, care m-a sprijinit pe toată perioada elaborării tezei, și nu numai. Părinților mei iubiți, fiindu-le dedicat la această reușită, tatălui meu Ion și mamei mele, Nadejda Cini, care nu mai suntem printre noi, pentru educație și formarea mea ca om, sprijinul moral și material acordat. Ei mi-au însuflat dragostea pentru oameni, dorința de a evolua în permanență, de a încerca lucruri noi, susținându-mă cu dragoste nemărginită și necondiționată în tot ceea ce am realizat. Le mulțumesc persoanelor care dau un sens vieții mele, soțului meu Vecislav, fiilor mei, Radu și Dragoș, care au avut răbdarea de a-mi suporta absența pentru încrederea în mine, dragostea lor și permanentă încurajare, pentru înțelegerea și suportul acordate pe parcursul realizării acestei lucrări, pentru exemplu de perseverență deosebită în atingerea scopului propus și în sigur de toată dragostea mea. Vă mulțumesc la toți! Mulțumim! Sigur că aprecierea dumneavoastră rămâne de apreciat în continuare și pe mult timp vă mulțumim foarte frumos de aprecierea tuturor celor care au muncit alături de dumneavoastră. Și totodată, din partea mea personală și a membrilor Consiliului, mulțumim celor care s-au trudit pe parcursul multor ani și au adus această lumină, această teză foarte importantă pentru această țărișoară, pentru lumea care să fie de folos. Vă aduc felicitări, vă aducem felicitări
și vă dorim succes în continuare și sper că teza dumneavoastră va fi apreciată până în final, până la primirea actului final. Cu aceasta declar această ședință a Consiliului Științific Specializat închisă. Iar acum vă rog foarte frumos, cu lacrimi, fără lacrimi, cu îmbrățășeri, să aduceți felicitări competitoare. Asta în afară de protocol. Da. Mulțumim! Cu permisiunea dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult. Cu permisiunea dumneavoastră, vreau să vă rog toată lumea care prezentă în sală să fie împreună cu noi la un ceai. Vă rog foarte mult. Vă spunem acum și la bine așa toți. Vedeți că cu pancreativ, ideea este numai și o mie discuție. Dar, de fapt, nu uitați.